Victorie la ultima fază, meciul amical de fotbal disputat între România Regală și Serbia Regală, 4-3 pe stadionul Ilie Oana din Ploiești. Partida a celebrat 100 de ani de la primul meci jucat de echipa națională de fotbal a României, Regatul României contra Regatului Sârbilor. La eveniment a participat și Alteța sa Regală, Principele Radu al României. Faptul că în primul secol de Cupul Național al României a intrat primul meci de fotbal în existența noastră, în istoria noastră, este un motiv de mândrie.